O veste mult așteptată de șoferii din Timiș vine de la Consiliul Județean. A fost finalizată licitația pentru lărgirea la 4 benzi a drumului ce trece prin Dumbrăvița și leagă Timișoara de autostrada 1. Constructorul a fost desemnat și dacă nu se depun contestații, atunci contractul poate fi semnat la mijlocul lunii august. Consiliul Județean Timiș anunță că a finalizat procedura privind atribuirea contractului de execuție a lucrărilor de modernizare a drumului județean 691, lărgire la 4 benzi a lotului 1, Dumbrăvița. Dacă nu se înregistrează contestații în termenul prevăzut de lege, contractul de execuție va fi semnat la mijlocul lunii august 2023. Între timp, continuă șantierul pentru reabilitarea și lărgirea tot la 4 benzi a tronsonului dintre centura Timișoara Nord și nodul rutier de urcare pe A1 din Giarmata. Aici lucrările vor fi finalizate în toamnă, după ce au fost reluate la sfârșitul lunii martie cu un nou constructor, contractul cu cel inițial fiind reziliat pentru că nu a muncit. Acum, deși este încă șantier, a fost redată circulației o porțiune parțial modernizată. Este vorba despre bucata din DJ691 din zona nodului cu autostrada 1 de la Giarmata. Șoferii pot refolosi aproximativ 2,2 km ai tronsonului de la coborârea de pe autostrada A1 până la girația de la intrarea în Giarmata. Circulația se desfășoară pe două benzi în ambele direcții, spre și dinspre șoseaua rapidă. Dirijarea traficului se face prin marcaje rutiere provizorii, cu menținerea indicatoarelor de semnalizare și a restricțiilor de viteză aprobate, iar în paralel, pe același tronson amintit, se continuă lucrările de infrastructură la celelalte două benzi, pista de biciclete, la racordurile cu drumurile laterale și la viitoarele sensuri giratorii. Drumul dintre centura Timișoarei și autostrada 1 va fi lărgit la 4 benzi pe o porțiune de 7 km și va avea piste de biciclete pe aproape 6 km. Se vor amenaja mai multe sensuri giratoriu și trecere la nivel cu cale ferată. Valoarea totală a lucrărilor pe ambele tronsoane se ridică la aproximativ 100 de milioane de lei.